găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Bine vă regăsesc! Și povestim astăzi despre iarnă. Dacă ne uităm pe fereastră, vedem deja că iarna și-a intrat în drepturi. Ceea ce pe mulți dintre noi ne bucură, pe alții cărora nu le place frigul nu ne prea bucură, dar asta este, iarna a venit. Care sunt caracteristicile acestui anotimp și cum ne afectează atât fizic cât și emoțional iarna? Fiecare anotimp are propriile caracteristici și dacă am fi înțelepți, ne-am adapta, încercând să ne mulăm, să ne modelăm după fiecare anotimp, fiindcă organismul nostru are o anumită înțelepciune naturală și are anumite nevoi specifice pentru fiecare anotimp. Aceste nevoi sunt cele care sunt nevoile noastre de bază, da? Avem nevoie de aer, de soare, de căldură, de mișcare, de alimentație, de odihnă și de emoții pozitive de cele mai multe ori. Iarna fiind un pic diferită și aceste nevoi trebuie să le adaptăm și anume. Toată natura își încetinește puțin ritmul iarna și așa ar trebui să facem și noi. Atunci când este soare, când este căldură, când este lumină, suntem mai vioi, nu-i așa? Într-adevăr. Iarna, când e mai frig și e mai întuneric, atunci suntem mai lenți, apare somnolența. Deci organismul nostru automat va avea nevoie de ceva mai multă odihnă. Dacă noi forțăm organismul și noi acordăm răgazul necesar, pauzele necesare sau nu încetinim puțin ritmul, atunci pot să apară diferite probleme. De la o oboseală banală, care poate trece într-un sindrom de oboseală cronică și atunci deja este o problemă, sau poate să apară o anxietate, la unele persoane poate să apară chiar o depresie, lucruri care după aceea se cronicizează, ciclic, curg dintr-una într-alta și ajung să tratezi pacientul pentru o răceală, dar care apare pe fondul acestor probleme și nu mai trece. Sau face o pneumonie după aceea, sau face o cistită. Ideea este că somatizează pe fondul unei oboseli acumulate din faptul că nu și-a adaptat ritmul propriu ritmurilor naturii înconjurătoare. Eu trebuie să recunosc că invidiez sincer pe urși care hibernează toată iarna. Poate organismul, poate ritmul acesta biologic îmi cere să slow down. Exact, să rerești puțin, da. Dar nu se poate, job-ul e job, da. Familia. Cum ne afectează faptul că nu încetinim ritmul și mergem exact ca și vara când ziua e mai lungă, temperaturile mai înalte, mai crescute? Așa-i, nu ne afectează la fel. Suntem persoane diferite, unii avem mai multă energie, unora ne place iarna și atunci ne simțim în largul nostru, avem vârste diferite, avem metabolism diferit, deci unii n-au nicio problemă. Cei care, pe perioada iernii, încep să dezvolte diferite, nu neapărat patologii, ci o stare de oboseală, de lipsă de concentrare, de scăderea imunității, aceștia, practic, trebuie să fie mai atenți și trebuie să aibă grijă la nevoile lor și să le adapteze, cum am spus, nevoilor, să le adapteze ritmului pe care îl presupune iarna. Am vorbit de aer și de soare. Chiar dacă este mai puțin soare, cel puțin 30 de minute pe zi ar fi bine să ieșim totuși afară. Lumina soarelui, chiar dacă este mai puternică sau mai slabă, este foarte importantă pentru sistemul imun și pentru sistemul nervos. Deci găsim cu tot frigul, ne îmbrăcăm bine și găsim o nișă, o jumătate de oră pe zi să ne mișcăm, să ne plimbăm puțin afară, nu într-o sală de forță, afară. Avem nevoie de lumina soarelui, avem nevoie de mișcare, celălalt cuvânt cheie pe care l-am pomenit. În general facem mai puțină mișcare iarna și alimentația este mai grea și în concluzie totul va fi mai greoi. Noi, pentru că punem kilograme în plus, dar ne mișcăm mai greoi, gândim mai greoi și totul pentru că nu mai facem mișcare. Deci mișcarea este foarte importantă inclusiv pe perioada iernii. Alimentația este un alt factor care ar fi foarte bine să-l modificăm. Încă o dată, cei care au probleme iarna, nu toată lumea, dar cei care vor să funcționeze mai bine, ar fi bine să fie atenți la aceste mici sfaturi.
Iarna e bine să mâncăm mai puține crudități. Nici nu sunt în mod normal, iarna nu sunt crudități, da? Pentru că acestea induc o stare de rece în organism. E bine să mâncăm mâncare gătită. Mâncare gătită, fiartă, la foc mic, îndelungat, care aduce o căldură și o energie în interiorul organismului. Dintre fructe, fructe uscate, semințe, care și ele au stocate în ele foarte multă energie. Și fiecare vede la ce fel de alimente reacționează mai bine, dar nu e ok să pur și simplu să mâncăm mai mult, fiindcă stăm mai mult în casă sau stăm mai mult în fața televizorului. Deci grijă la cantitate și la calitatea alimentelor pe care le consumăm. Aerul pe care îl respirăm iarna este altfel. Afară e frig, noi ne blocăm puțin respirația și nu mai respirăm profund. În casă pornește căldura și aerul e uscat. Iarăși nu respirăm suficient de profund. Deci e bine să facem exerciții de respirație, iar în casă e bine să avem umidificatoare. Aerul uscat favorizează infecțiile respiratorii pe întreg arborele respirator superior și inferior. De mișcare am vorbit, odihna este importantă, multă lume are nevoie de mai multă odihnă pe perioada iernii, atât odihna aceea de peste zi, odihna pasivă, cât și somnul de peste noapte. Dacă avem nevoie de mai mult somn, degeaba bem cafea și degeaba luăm dimineață alte tonice care să ne fortifice, pur și simplu trebuie să dormim mai mult, dacă așa suntem construiți. Ați pomenit mai devreme de temperatură și o să vă rog să mă ajutați să lămurim o problemă. Sunt foarte multe persoane care își pun centrala pe 26-27 de grade iarna pentru a-și oferi confortul de a sta în tricou. Știu că aceste temperaturi nu sunt cele mai indicate. Cam care ar fi temperatura optimă într-o locuință? Iarăși depinde de fiecare persoană. Suntem unii friguroși din fire sau călduroși din fire. Problema e când locuiești împreună un friguros și un călduros. Dar în mod normal, peste 22 de grade e solicitantă pentru organism temperatura, iar noaptea e bine să scadă sub 22 de grade, un 20 de grade. Noaptea e mai odihnitoare când e un pic mai răcoare în casă. Dar încă o dată se adaptează fiecărui organism în sine. Noi înfofolim foarte mult și copiii. Noi ne înfofolim și noi foarte mult și nu este bine, nu este sănătos pentru organism. Noi ne scade mult reactivitatea iarna și o să vorbim imediat din cauza că avem rinichii epuizați, suprarenalele epuizate, dar și din cauza că nu știm să ne stimulăm sau să ne restimulăm reactivitatea organismului. Două sfaturi banale, dar pe care lumea le evită când vorbesc de reactivitatea organismului. Orice duș sau baie, inclusiv sau mai ales iarna, ar fi bine să se termine cu un duș scurt rece, fiindcă acesta stimulează foarte mult reactivitatea de la nivelul pielii, iar după aceea, ideal, o dată pe zi cel puțin, e un periaj al întregului corp cu o perie sau cu un prosop aspru, cu o perie mai bine, pentru că la nivelul pielii avem foarte mulți receptori de presiune, de temperatură, care trebuie stimulați. În felul acesta, noi vom reacționa mai bine la temperaturi extreme. Faceți aceasta și vedeți că vă adaptați mult mai bine la frig și nu veți mai avea nevoie de o temperatură atât de ridicată în casă. Promit că încerc. Ok. Pomeneați mai devreme despre suprarenale. Eu am reușit să citesc cartea despre oboseală cronică a doamnei doctor Sorina Soiescu și am găsit foarte, foarte multe sfaturi care se referă mult la rinichi, cum spuneam, la suprarenale. Sunt două glande micuțe care stau deasupra rinichilor și sunt extraordinar de importante în economia organismului. Care este legătura cu iarna, de fapt? Răceala și umezeala sunt legate, care sunt frecvente iarna, sunt legate de sentimente precum frica și depresia. Statistic, acestea sunt mult mai frecvente iarna și sunt mai frecvente la persoanele care locuiesc în țările nordice. Iar toate acestea sunt legate de funcția rinichiului, a vezicii urinare și a glandei suprarenale și de oase. Și există foarte multe proverbe. Ți-a intrat frigul în oase, ți-a intrat frica în oase, dar oasele sunt legate de fapt de rinichi. Rinichiul sunt sediul energiei vitale. Noi când avem un stres, o problemă, o oboseală, luăm energie și vitalitate din rinichi și din glandele suprarenale, care încet, încet se epuizează. Deci, cu atât mai mult iarna, cei care avem sensibilitate la frig, cei care avem sentimente negative iarna, trebuie să ne restimulăm, să ne vitalizăm rinichii și glandele suprarenale. Și există produse gemoterapice în sensul acesta. Asta vreau să vă întreb, da. Cum o putem face? Cel mai ușor putem ține minte
pentru susținerea rinichiului produsul Polygema Rinichi Detoxifiere, un produs complex care susține în principal rinichiul, dar nu numai. O lună, două luni de zile iarna, luat zi de zi, ne ajută foarte mult. Sau putem lua separat câte un gemoterapic, cum este mlădițele de merișor sau mlădițele de ienupăr, fac foarte mult pentru susținerea rinichiului și a ficatului, sau mugurii de frasin. Deci, vedeți, avem mai multe variante. Referitor la rinichi, referitor la suprarenale. Oboseală cronică înseamnă suprarenală epuizată și aici de bază este extractul din mugur de coacăz negru. De asemenea, persoanele care sunt foarte friguroase au nevoie de coacăz negru care îmi stimulează suprarenala și care mi-aduc un confort termic. Vedeți, este legătură între ele. Pe lângă coacăz negru, în funcție de vârstă, putem asocia diferite gemoterapice. Copilul devitalizat și friguros, la coacăz negru vom asocia extract din mugur de porumbar. Coacăz negru dimineață, porumbar la amiază sau seara. Adultul friguros, devitalizat iarna, coacăz negru dimineață, mugur de stejar la prânz. Deci stejarul pentru adult, iar pentru vârstnic, un copac matusale mic, și anume secoia, exact. Deci ar putea să ia coacăz dimineață, secoia la prânz. Încă o dată, persoane obosite, devitalizate, friguroase. Ce alte probleme mai apar iarna? Țintit, iarna avem probleme pentru că nu ne odihnim suficient. Dacă nu ne odihnim, suntem mai stresați și nu putem să gestionăm stresul zilnic. Și aici aș vrea neapărat să reamintesc produsul Anxin, care este foarte important pentru managementul stresului și a relaxării cotidiene. Da? Deci dacă suntem stresați de toate câte se întâmplă, nu ne putem odihni suficient, nu gestionăm bine problemele de zi cu zi, Anxin, dimineața și seara câte o tabletă. Dacă nu dormim bine, putem lua, de exemplu, produsul Sedifit, pentru că, încă o dată, somnul este extrem de important pentru a-ți recâștiga peste noapte vitalitatea. Și există și multe, multe alte produse. Cătina, de exemplu, extractul din mugur de cătină, cătină albă, este și un tonic nervos și stimulează imunitatea. Deci, gemoterapia ne vine în ajutor cu foarte multe produse. Iar dacă deja am răcit, atunci produsele de care am vorbit în alte emisiuni din gama Immuno, Immunorezistan, Immunorezistan Junior, pe care e important să le avem în casă. Copiii și adulții răcesc și fac febră frecvent noaptea sau în weekend. Deci e bine să avem un produs cu care să intrăm de la primele simptome de răceală sau gripă. Da, sau produsele din gama Polygema, care sunt ușor de folosit. Polygema tuse, Polygema sinusuri, Polygema cavitate bucală gât. Dar încă o dată e bine măcar unul, două astfel de produse să le am în casă, să le avem la îndemână. Ar trebui să discutăm o dată despre o trusă pe care să o avem în casă, da, în permanență. De acord. Iarna sunt frecvente îmbolnăvirile tractului urinar și cel respirator. Cum putem să prevenim înainte să ajungem la tratarea acestor probleme? Odihnindu-ne suficient, având o alimentație corespunzătoare, îmbrăcându-ne ca lumea. Dacă cineva are o sensibilitate la nivelul capului și face frecvent sinuzite, ar fi foarte bine să-și ia o căciulă pe cap, dar lumea nu se îmbracă corespunzător. Dacă avem sensibilitate și atunci când ne sunt picioarele reci, facem cistită, trebuie să avem cizme călduroase, trebuie să avem pantaloni, să avem o bluză care acoperă spatele. Foarte multe adolescente mai ales sunt mereu cu spatele descoperit iarna și fac cistite, fac anexite. Deci trebuie să ne adaptăm sezonului în care trăim pentru a scăpa de îmbolnăvirile frecvente. Vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi și pentru discuția de astăzi. Cu mult drag și dacă facem toate astea, o să ne putem bucura de iarnă. Iarna are și părți bune. E un moment al introspecției, al sărbătorilor, al poveștilor la gura sobei. Deci e bine să ne bucurăm de fiecare anotimp cu caracteristicile lui. Da, iar eu mă consolez cu faptul că ține doar 3 luni. Și vine vara după și aceea. Vine primăvara. Ok. Vă mulțumesc tare mult. Sănătate multă. La revedere. Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine.